E momentul pentru I Like IT. Astăzi vorbim despre finanțări pentru startup. Cei care caută bani pentru ideile lor de afaceri au la dispoziție o platformă specială care îi pune în legătură directă cu cei dispuși să investească. Detalii de la colegul nostru, evident, Marian Andrei. Bună dimineața ție și invitatului. Bună dimineața, bine ați venit. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Suntem puși pe foarte mari. Da, și pe făcut bani și pe investit. Alături de mine este Andrei de la Seedblink. Bună dimineața, Andrei. Foarte interesantă platformă, am tot navigat pe ea în ultimele zile și arată așa ca un magazin online în care îmi aleg eu, știi, în ce aș vrea să investesc. Ai startup-uri pe TSG. Da, sunt o mulțime. Povestește un pic de ce există Seedblink și cum v-a venit ideea. Mulțumim în primul rând pentru invitație și interes. Seedblink e un startup la rândul său, are un an și jumătate de existență așa operațională și oficială. Evident că am pregătit înainte și am avut, la un moment dat am făcut un spin-off dintr-o altă companie, dar nevoia pe care am constatat-o în piață e că startup-urile din domeniul tech și inovative n-aveau suficiente canale de finanțare pentru a putea scala și ajunge mai departe la următoarea fază. Și așadar voi le-ați dat ca un fel de rețea socială, o platformă prin care oamenii pot veni și investi direct. Nevoia asta am constatat-o prima dată și de fapt noi în paralel am rezolvat o altă nevoie, accesul sau democratizarea accesului investitorilor către zona asta de startup-uri IT și tech-oriented, pe care nu le poți accesa ca și investitor, doar dacă ai suficient de mult timp și bani ca să fii un business angel sau să fii un LP, cum se cheamă, un partener financiar al unui fond de venture capital. Cum funcționează? Uite, să zicem că eu sunt interesat de Event Mix. Sergiu Bireș chiar o să vină mâine dimineață la Elec IT. No. Așa, și acum... Eu am opțiunea să investesc, nu în... În primul rând trebuie să ai un cont de investitor în care trebuie să răspunzi și la un chestionar ca să ne dăm seama dacă ai experiență în domeniul investițiilor, pentru că ar trebui să menționez din capul locului, nu-i pentru oricine acest tip de investiție, pentru că startup-urile presupun riscuri ridicate. Uriașe practic, față de o companie care la bursă, de exemplu. O companie stabilă care deja a confirmat și care are o cifră de afaceri stabilă și care a trecut peste fazele astea oarecum nebuloase ale începutului. Pe de altă parte, interesul pentru zona de startup vine tocmai pentru că tu ca investitor îți asumi riscuri ridicate, dar potențialul de câștig e mai mare. Tot timpul primim mai nou comparația că ce bine era dacă exista o platformă de genul ăsta în România acum 4-5 ani când UiPath căuta finanțare. Da, exact, sau LiveRail. Acum noi sper cu ce publicăm aici, ce campanii derulăm, să ajutăm, să punem umărul la aducerea pe piață sau la scalarea unui nou model, unui nou startup care să ajungă de o asemenea dimensiune internațională. Deci eu ca investitor trebuie să fiu validat, apoi? Apoi avem toate informațiile relevante pe care le publicăm pe platformă și aici tu ai accesat varianta în limba engleză, evident există și varianta în limba română. Sunt aceste capitole importante pe care le descriem aici și noi, practic, rolul nostru ca platformă este să ne asigurăm că informațiile de aici sunt cât mai relevante pentru un public care nu neapărat e foarte specializat, dar în așa fel încât e să poată să-și ia decizia de investiție în cunoștință de cauză. După ce consulți toate aceste informații, ai opțiunea, bănuiesc că nu ești logat cu un cont acum. Nu, dar la ora 10 o să ne logăm cu un cont okay. De investitor. Încă o dată, cu foarte multă atenție de citit și aprofundat aceste informații, după care ai opțiunea de investește. Aici văd că n-ai validată identitatea și de asta nu poți investi și ai opțiunea să alegi între tichete de începând de la 2500 de euro, minimul lei, pentru toate, pentru orice campanie pe care am derulat-o, acesta a fost minimul. Și avem și o limită maximă, tocmai pentru a asigura un fel de dispersie a riscurilor, pentru că nu lăsa un investitor să depășească 15 sau 20% din valoarea unei campanii. După cât timp aș putea să-mi recuperez investiția? Dacă startup-ul are succes, repet, există riscul, e foarte mare să n-aibă succes. Uh-huh. Știu că era la un moment dat, prin Silicon Valley, o statistică că una din 10 companii
Da, asta e statistica generală. Noi sperăm cu aportul pe care îl avem și noi și filtrarea pe care o facem să fie un alt fel de o altfel de statistică, dar încă o dată noi nu recomandăm nimeni să investească aici banii pe care are de rezervă. Trebuie să fie unul din activele pe care le are și de fapt asta am simțit și feedback-ul pe care avem de la investitori și avem peste 5.000 de conturi create în SeedBlink. Nevoia pe care am acoperit-o lor e de diversificare. Iau active sau investiții pe care le au în domenii clasice, bursă, real estate, depozite bancare și asta e un activ cu risc mai ridicat pe care îl adaugă și practic își fac un portofoliu diversificat. E bună pentru educație financiară. Ne-ai explicat la un moment dat. Care este cel mai de succes proiect pe care l-ați ajutat pentru finanțare? Sunt deja 45 de proiecte derulate. Succesul va mă fi refer în bani investiți. În bani investiți, cea mai mare rundă, am avut și noi recent runda noastră de 3 milioane de euro. Wow. Deci a fost cea mai mare? Până acum, cumva, da, am fost foarte șocați pozitiv de interesul pe care l-au avut investitorii strânși în jurul SeedBlink pentru campania noastră. Avem deopotrivă campanii de undeva în jurul sau runde de finanțare de 1,5-2 milioane de euro la care partea pe care cu care au venit investitorii din jurul SeedBlink a fost de 500-700 de mii, cam așa a fost calibrată suma. Și voi funcționați nu doar în România, ci și în afară. Da, noi am pornit compania SeedBlink în România, acum un an și jumătate și într-un mod norocos, la nivel european s-a creat și s-a redactat un regulament european care intră în vigoare începând din noiembrie anul ăsta și există draftul de regulament din aprilie anul trecut și care va permite, ne va da un fel de pașaport european. Ca să putem să investim mai departe. Andrei, o să dăm mai multe detalii la ora 10. Okay. Îți mulțumesc tare mult. Mulțumim. Așadar, frumos. Dacă vreți să investiți și să citiți mai multe despre acest proiect pe seedblink.com sau pe it.știrileprotv.ro. Ne revedem la ora 10.